Bună! Astăzi Anca te învață cum să faci coadă de pește. Deci, practic, aici filmăm partea a treia. Deci o să-mi dau tot părul într-o parte și o să mi-l prind într-o coadă. O să-mi împart coada în două porțiuni. Din partea dreaptă o să-mi aleg o șuviță pe care o să o pun peste partea stângă. Ceva de genul acesta. Acum, din partea stângă, o să-mi aleg o porțiune mai subțire de păr pe care o să o pun peste partea dreaptă. Și fac așa până la capăt. Și o să vezi că împletind o să se formeze coada de pește. Bun. Deci, practic, cam așa arată coada de pește. Dacă ți se pare complicată această metodă, mai am o metodă care arată exact ca și coada de pește, decât că se face puțin altfel. Deci, practic, ce să fac? Deci, o să-mi păstrez coada și cu un elastic o să-mi prind jumate din coadă. Bun, și o să-mi împart în două și o să o întorc către în interior. Deja se poate vedea că s-a format coada de pește. Și pot să mai fac încă un segment din acesta pe care îl împart în două și rătucesc către interior și la un moment dat chiar o să și fac acest lucru. Îmi împart în două și rătucesc către în interior. Și acum pot să renunț la elasticul acesta din mijloc, o să-l tai cu foarfeca, da, să ai grijă să nu stai părul. Și gata! Aceasta este o altă metodă de împlătire, dar cu același rezultat. Pentru că arată exact ca o coadă de pește, decât că metoda este altfel. Cum o să facem și o să mă împletim și tot părul și o să-ți arăt și cum se face. O să mă întorc cu spatele să arate exact ce fac. O să-mi aleg o șuviță din creștetul capului pe care o să împart în două. Deci am împărțit-o în două și acum ce fac? O să-mi aleg o șuviță din subțire din partea dreaptă pe care o să o pun peste partea stângă. Și la fel fac și în partea cealaltă, o să-mi aleg o șuviță pe care o să o pun peste partea opusă. Acum, când o să repet același procedeu, deci din partea dreaptă o să aleg o șuviță subțire, care împreună cu o șuviță din păr, o să le pun împreună peste partea stângă. Și la fel fac și în partea stângă. Deci îmi aleg o șuviță și împreună cu o șuviță din păr, o să le pun pe amândouă peste partea dreaptă. Și continui așa până la capăt. Și acum o să mă întorc un pic cu fața. Așa, o să-l fixez și cu un elastic. Și gata! Și gata! Asta este și coada de pește. O să urmeze și partea a patra. Nu uita să te uiți la episodul cu Anca te învață, în care o să te învăț cum să faci coada de pește, dar invers. Te pup și ne vedem data viitoare!